Da, întâlnim un adversar cu renume în sportul românesc. Cred că nu există român care să nu fi auzit de Steaua București. Au o echipă care a participat în acest sezon în cupele europene. Un adversar dificil. Și prin prisma faptului că ne străduim să punem un prim șapte în teren care să fie competitiv din cauza accidentărilor, numeroaselor accidentări. Avem 7-8 indisponibili pentru acest meci și o să fie un pic mai dificil. Dar cred că aturile noastre, ca de obicei, vor fi o apărare fermă și jocul rapid pe tranziție, pe faza a doua și pe repunerea mingii de la centru. Asta ar trebui să fie arma noastră numărul 1 și cu asta vrem să câștigăm cele 3 puncte în meciul de mâine. În afară de vechi accidentați, au mai apărut nume noi pe listă după meciul de la Bacău? Da, după meciul de la Bacău, Pavel Loic acuză dureri mari de gleznă. Aseară nu s-a antrenat, nu știm dacă va putea fi înlot mâine. Depinde cum a evoluat de ieri până astăzi durerea, dar șansele sunt destul de mici ca el să fie prezent pe teren. A tras o perioadă îndelungată pe durere, nu e o accidentare apărută acum. El a strâns din dinți 2-3 luni și a jucat, dar acum a ajuns la o limită și nu știu dacă îl vom putea folosi. Iraclii la fel de incert ca și până la meciul cu Bacău, are o întorsă la gleznă care îl supără și nu știm nici el dacă astăzi vom afla exact ce lot vom putea avea pentru mine, cine se va antrena și care vor fi apți. Dascălui probabil va ajunge la operație, a fost la București la control pentru umăr. Nu cred că va fi așa ușor pentru el și nu vom avea pentru o perioadă mai lungă de timp, probabil 6 luni de zile. Alex, tu abia ai revenit după accidentare la Bacău, pentru primul meci, nu? Da, la Bacău. Cum ești? Ești 100%? Ești pregătit pentru meci? Pregătit pentru meci sunt, dar nu în proporție de 100%. Vreau să-mi ajut cât mai mult colegi, mai ales că e acum perioada asta mai nefastă pentru noi cu foarte mulți jucători accidentați. Și care sunt, trebuie să dăm totul pe teren la fiecare meci. Despre Steaua, despre adversari, care sunt punctele lor forte? E o echipă bună, experimentată, câțiva jucători, un nucleu de jucători care sunt de câțiva ani de zile împreună. Au o poartă foarte bună, faza a doua o duc în viteză și ei la fel ca și noi. Vedem mâine care echipă va câștiga. Bogdan, ca și noi, și ei vin după o înfrângere, tot în deplasare la Focșani, tot la un gol diferență. Cum vezi din punctul tău de vedere? Cum se va derula meciul? Cred că am obișnuit iubitorii de handbal din Suceava, cel puțin cei care au fost în sala LPS și cei care ne-au văzut pe canalul nostru de YouTube sau pe televiziunile naționale, au văzut că ne batem indiferent de adversar și indiferent de echipa care o avem în teren. Toți băieții sunt jucători buni și își doresc victoria și așa sunt sigur că va fi și mâine. Deci mă aștept la un meci strâns. Cred că, cum am zis și mai devreme, mă aștept la o apărare ambițioasă din partea noastră, să zic. Din punct de vedere financiar am văzut că lucrurile stau totuși bine, am văzut că s-au suplimentat bugetul. Da, mulțumim primăriei, mulțumim Consiliului Local, mulțumim Universității pentru sprijinul acordat și în acest an și mulțumim pentru această suplimentare de buget. Suntem ok, foarte ok din punctul acesta de vedere. Probabil nu am mai fost de mult timp așa la Suceava și sperăm ca și rezultatele noastre să fie pe măsura finanțării aduse de Consiliul Local și de Primărie și de Universitate.